Salutare lume! Aici avem un difuzor de 12 inch. Deci din câte vedeți o să îl măsor. Punem o ruletă și tragem. Uitați, se vede foarte clar. Bobina are 3 inch, difuzorul e de 400 de watți pe 4 ohmi. Numai că acesta a fost ars, s-au dat prea tare mulți canel și s-a ars. Deci dacă am cum să vă arăt aici, are un șir care arată sârma. Dacă ridic mai sus se vede că sârma e neagră. Așa. Se întoarce în invers. Magnetul este de vreo 60 US, difuzorul are 6 kg și ceva. Uitați aici cum arată din spate. Uitați ce scrie pe el. Și astea sunt niște piese lipite. Bineînțeles că difuzorul nu mai are bornele de prinde din cauza că s-au rupt. Uitați aici sârmele. Difuzorul funcționează, dar din păcate cârie. Deci așa funcționează el cârie. Se pare că magnetul este acoperit cu cauciuc. Și cam asta ar fi de prezentat din punctul de vedere. Acum să vă arăt și magnetul. Eu o să fac proba pe kitul de 2x500. Și uitați, pun CD-ul. Uitați cât vine din CD-ul. Punem mai așa. Punem CD-ul pe mijloc. Îi cam atâta. Deci probabil are vreo 60 ohmi. Bineînțeles că se poate măsura magnetul cu ajutorul unei rulete. Are 17 cm. Așa. Și acum îl vom pune în funcțiune, să vedeți și voi cum funcționează acest mastodont uriaș. Da, o să dau pauză. Uitați lume, am montat difuzorul, din câte vedeți l-am prins cu clești și pus pe kitul de 2x500. Acum îl voi pune în funcțiune. Acum începe și se aude, nu-i așa? Deci imediat începe basul. Da, cam asta e prezentarea, ați auzit destul, difuzorul nu este al meu, difuzorul ăsta e aproape gata, are bobina neagră și nu vreau să-l ard, că dacă îl ard după aia mă ia la ceartă la care mi l-o da, că zice că mi l-o da bun și na, nu-l lăs să cânti mai mult. Na. Ajunge. Deci asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Lăsați în comentarii ce părere aveți voi despre acest difuzor. Vedeți și voi cum acest kit 2x500 se joacă cu acest difuzor de 400 de watți. Și da, kitul are putere, difuzorul e pe 4 ohmi, cum v-am spus. Deci, cam asta e tot.